Smerenia experimentată de CFR Cluj cu armenii lui Paiunic Erevan Le a șocat pe Daniel Oprița. Tehnicianul CSA Steaua a recunoscut că a adormit spre sfârșitul meciului din Gruia, convins că echipa Dan Petrescu va trece prin preliminarii Ligii Campionilor. CFR Cluj, LS Saldes va fi jucat în această seară, de la ora 20:30 de minute. Meciul va fi difuzat în direct la televizor de Digisport 2 și în format video live pe ProSport.ro. Daniel Oprița, șocat după meciul CFR Cluj, Paiunic Erevan, am adormit în minutul 70. Daniel Oprița nu a luat golurile marcate de Paiunic Erevan în Gruia și a rămas interzisă când a aflat că armenii au reușit să elimine grupul instruit de Dan Petrescu. Am adormit în minutul 70 în meci cu Paiunic Erevan. Chiar nu mă așteptam să ratez calificarea, dar nimic nu să, a îmbunătățit și astfel de jocuri să, au repetat în ultimii ani. Trebuie să ne întoarcem acolo unde am fost, a spus antrenorul vedetei Digisport. Deși acum va întâlni o echipă și mai modestă, de la Andorra, cei ai CFR Cluj sunt la fel de precauți. Am văzut cele două partide ale lor în Liga Campionilor pe care au jucat. Am văzut două partide în campion. Casa lor. Nu este ușor să analizezi o echipă nouă. Există 10 jucători spanioli, un român, iar ceilalți sunt internaționali ai Andorra, cu 60 până la 70 de jocuri. Este clar că este cea mai bună echipă din ultimii 3 ani. El a câștigat 3 campionate. Orice campion, indiferent de țară, are ADN-ul său, chiar dacă este din San Marino sau Gibraltar. Orice meci cu un campion este foarte dificil, mai ales în Europa. Dacă vedeți rezultatele, nu există diferențe mari, nu există echipe mici și echipe mari. Este un meci foarte dificil și trebuie să le pregătești foarte bine, a spus Dan Petrescu. Trimite Facebook WhatsApp WhatsApp Twitter. Andrei Preotu, autor Aventura lui Andrei Preotu, a început din 1996, când a fost invitatul Ovidiu Ioanițoaia la Procesul European. În 2006, a ajuns în Fanatic, primul loc de muncă. Apoi a semnat cu Neusen. După Aventura Online, a urmat o perioadă de aproape 10 ani în care îl citiți mai multe.